Da, băieți, un punct bine definit, trebuie să ajung la Sulina, încă de la Sulina trebuie să ajungem la Pădurea Letea. La Pădurea Letea e o altă poveste. Trebuie să ajungem la prima poveste la Sulina. Acum sunt o parte închisă. E o parte deschisă, după ce discuția am avut cu mai mulți oameni, ci că părțile care sunt libere, geamuri, care sunt doar de turiști, care sunt în anumite timpuri, nu acum. Astea sunt bărci bișnițari, care fac și combinații și își trece viața. La brățări, cu ochii pe el, ce? Știu. Mi-a cumpărat de bă banii pe TikTok, a scos banii, a făcut ceva bani pe mizeria aia, și a scos brățările. Nu o să le pot, nu pot eu așa ceva, gangster cu care mă întâlnesc. A, 5 brățări, aici sunt 3. Tare ciudate drumurile pe aici, nu îmi dau nici cum. Eu vreau să nu mă întorc înapoi la Turcia, vreau să mă întorc în alte direcții și să mă țin cu Constanța. E greu ca să ajungi de aici. Foarte multe ape, e Dunărea, e al doilea loc de pe pământ, cel mai șmecher și nu vreau să-l pierd. Dacă tot sunt aici, fac circuit, ăsta e circuitul. Două locuri libere mai sunt. Două locuri libere. Mai sunt și 4, 18 locuri. Și 16 sunt ocupate.
Ca la viteza asta.